Plasmodori, nu. Sunt adevărate? Ce nu? A, da, normal, de unde să-mi ia bani să pun? Da. Mie nu trebuia să-mi crească, mai ales că sunt gravidă. O să vă crească, stă liniștită. Da? Da. Papa nu coboară? Mi-a fost nu știu cum să-i deranjez. Da, mă, că nu înțeleg, pe tine te intimidează, Amalia? A, într-adevăr, e femeie foarte puternică. Simula se plângea tot timpul să împățească ceva puișorul ei. În burcă i-a dat afară, erau niște trădători. Și credeți că acum e mai bine sau cum? Tu ce crezi? Dacă vă plăcu momentele de relaxare, vreau să faceți o pirietă, nu te nici așa. Neața! Bună dimineața! Neața! Suica, spală greața, ce ești, cafele? Te recunosc, ești foarte bine dispus. Da, sunt bine dispus, pe treabă! Eu unde stau? Tu? Aici. Mă, te super, nu? Nu. Bă, te super? Nu. Cum să mă spun? Așa, bravo. Hai, poftă bună. Ia-l-o. Asta se mănâncă așa sau așa? Și ai găsit soluția? Nu-ți mai avea? Sigur că am găsit-o. Întotdeauna o găsesc. Ia-o tu pe asta, că mi-ai neprăjită. Așa. Vor să le plătesc lor datorile făcute de banca mea. Mare șmecherie. O să le plătesc. Pe poți? Păi pot. Oare că ar sacrificii? Cred că sacrificii, pot. Papa? Să vin în casa? Să ne îmbărcăm de la second hand? Dar de ce nu-ți vin, dragă, păpușile? Mâine, pe mine, o să ai un copil. Hai, gata, gata, fără ceartă la masă, da? Am găsit un nemț, un consorțiu german care e interesat de energie. Am vrut să le fiu partener, dar dacă nu se poate, nu se poate. Nici o tragedie. Vin centrala? Da. Centrala, pe care n-am achitat-o. Dar o să le vin de hac, nenorociților. Mă rog, pas cu pas. Treaba ta. Sigur că-i treaba mea. Am vorbit cu Max. Mi-a spus că renunță la tot. Domnișoară Varlam, așa te vreau. Ești fata mea. Amalia, asta este dușcuia. S-a hotărât să avorteze. Da, bravo. Azi? Da, azi. Da, împărate. Opa. Ți-a mai căzut și ții câte o carte în cap. Ce mai faci, mă, Grigore? Uite, curăț eu pe aici. Am auzit că ți-au dat concediu pe o perioadă nelimitată. Păi nu ești și tu la pensie. Vei pe aici, mai jucăm o tablă. Popa, prostul. De Max mai știi ceva? Cu Max m-a lămurit eu. Pentru tine a venit. Mulțumesc. Vreau să-ți dau un sfat. Dă-mi-l, dar gratuit, că nu prea mai am bani. De acord, ți-l dau gratuit. Grigore, sunt cu ochii pe tine. Dacă se întâmplă ceva cu noi, tăi acționari, și știi la cine mă refer. Au făcut-o cu binecuvântarea ta. N-are nimic. Te-au angajat bodyguard? Foarte bine, mai ești tu de țigare, de un costum. Dacă te uiți după Simona, să știi că nu-i pace. Și-a luat tălpășița? Nu, i-am dat papucii. Papucii, bijuteriile, periuța de din și un braț de haine. Cred că s-a mutat la Fisul sau la Dracu. Mm-hmm. Știe unde s-a mutat. Înțeleg. Am înțeles, mai Grigore. Sau mai bine zis, văd. Ce face doamna Mateescu? Până să apar tu, foarte bine. Dar cum știu că întotdeauna vii cu vești proaste... Zi, a ieșit expertiza? Te grăbești? Nu.
Dar dacă tot ești pe aici, să stăm de vorbă despre altceva. Da. Despre ce? Ce mai știi de fostul tău soț? Ilarie Cazacu. Soarta lui, ce-i cu el, știi ceva? Nu. E plecat în lumea largă. În lumea largă. Dar poate-l căutați voi. E o idee. O să-l caut. Meditează ce ți-am spus. Du-te că avem treabă. Adusă de mine din Brazilia, uite ce ai ajuns. Dobitocul cu cortului. Te pricepi? Asta mai trăiește? Vă o smulge. Păi că mai ții. Poți așa doar cu mâinile? Ce-a fost asta? Care asta? De ce te-a întrebat de fostul soț? Nu știu. Nici nu mă interesează. Ce? Ceva neregulă cu el? Nu, ce să fie neregulă? Hai că eu și cu Nicol mergem la clinică. Ce repede, da? Nu mi-e frică. Cum te cheamă? Nicol. Și? Varlam. Așa? Și? Gata, asta am vrut să știi. Uite ce a făcut obitocul cu cortul, bă? Mai zice lumea că s-al dracu. Oi fi. Dacă se întâmplă de astea, cum vrei să fii? Alo. Alo. De ce nu vorbești, a? Dorina. Eu sunt Max. Ah. N-ai aflat? Nicol e cu Amalia să avorteze. Pe ce caută cu Amalia? Nu Amalia, bă, tâmpitule, Nicol. E sigură? Îmi pare rău, ăsta e adevărul. S-a dus de bunăvoie? Da. 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 Hai că nu mai pot să vorb. Haide, pa. Ce faci, Dorina? Tu vorbeai în provincie cumva? El m-a sunat. Era Max. Spor, pleacă imediat de aici. Pleacă să pute doar nenorocită. Mișcă-te odată, mai. S-a rezolvat. Crede-mă că e mai bine așa. O să ai copil altă dată. Să nu plângi. Că nu o mori. Papa. Taci. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye.